De ce ați, de ce ați venit, doamna, astăzi? Pentru, pentru PSD! Pentru PSD suntem aici! Ce a făcut, ce a făcut bun? Multe! Adăugați-le copii! Adăugați-le de toate! Pentru ei! Că ne-am lămărit salariile meuului, pensiilii! Pentru ei! Ne-am lămărit salariile! Pentru PSD suntem aici! Câte ani aveți noastră? Câți ani? 30 de ani! Îi susțineți de mult sau pe PSD de mult îi susțineți? Da, de mult! Suntem cu PSD-ul noi! V-a adus primarul aici sau ați venit singuri? V-a adus... Am venit cu mult! Suntem o gașcă mare! Ați venit cu primarul? Da, 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 da! Cu mici, cu bătrânul, cu domnul, domnul primar, bătrânul! PSD! 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 Mi-a plăcut aici. Ce s-a întâmplat aici? Ați înțeles exact? Nu știu nimic. Și de ce ați venit atunci? Să vedem și noi. De unde veniți dumneavoastră? Călăraș. Ați venit cu primarul? Cu cine ați venit? Da, cu primarul. Ce v-a spus domnul primar? Haideți acolo că... Nimic, da. Hai să mergem până acolo și... Ce vreți să faceți aici? Să ne uităm și noi aici. Nu zice decât de PSD-ul că e proș, că sunt neputincioși, că sunt... hoți, că sunt... Băi, de dracu, că e hoți, e șăla, 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 din toți ăștia de aici, toată lumea e oață de aici. Ce să mai mă crâi, mă, mă? Dacă găsește o pungă de bani jos, nu-i ia, eu lasă mie, nu se poate, da. Da, dar dacă s-a scos cuvântul din gură în fiecare zi, la fiecare... Deci nu zice decât de ăsta, de... președintele PSD-ului, omorâți-l, bă, dracu, atâi, tragi un buglon și ai terminat buciu și nu mai vorbești cu el. Și am venit la meeting ca să votez. Pentru ce mi-ai tu interviu prima oară? Vreau să vă întreb. Și n-ai voie să mi-ai interviu. Dacă vreți, eu nu vă oblig, da. N-ai voie, eu n-am voie să vorbesc. Sunt în program. Sunt civil și mă la manifestație. Ați infiltrat aici? Da. Văd toți, văd acolo oameni. Da. A întâmplat ceva în regulă până acum? Nimica. Frumos, tot a decurs original. De unde sunteți dumneavoastră? Sau nu aveți voie să... Nu se spune. Că un polițist nu spune la un jurnalist. Nu aveți legătură cu meeting-ul de aici, noastră, cu PSD-ul? Să spune, sunt secret. Eu stau aici, fumez o țigară, dau te văd pe tine și porc un interviu. Avem încredere dumneavoastră că lucrurile o să decurgă bine. Corect. Lăsați să aveți grijă. Domn primar mi-a luat interviu. A? Domnul Dragnea a venit. Înțelegeți? Un om foarte cum se cade. Ce a făcut bun domnul Dragnea? De toate. A mărit salariile, a făcut zi alocația la copii. Dacă ai 3-4 copii, ce faci? Cu ce-i crești, mă? Cu ce-i crești? Ce ți-a făcut președintele țării? Ți-a făcut un nimic. Semna, iubesc toată Târgoviștea și Partidul Social, Partidul PSD, inclusiv cu primarul copii din Cobia. Îi urez multă sănătate la mulți ani, că a ajutat toți săracii. De ce ați venit astăzi aici? De ce ați venit aici? De ce? Să avem o urmănie pentru partidul nostru social. Și iubesc România, Târgoviștea și satul Cobia, Dâmbovița. Ce vreți să faceți aici astăzi? Ce vreți să faceți? Să asistăm și noi la o imagine, să ne... Avem, să aveți și noi, muncim la negru, să ne crească banii. Vă duci de hoți, unde să vin? Vă duci de hoți, unde să vin? Vă duci de hoți, unde să vin? Vă duci de hoți. Tot timpul PSD-ul dă Iohannis și ai lui ia. Iohannis și ai lui tot timpul au tăiat salarii, au blocat pensii, au mărit taxe. Noi am vrut mereu și vrem pace și stabilitate. Iohannis și ai lui vor război, dezordine, ură, dezbinare și venin. Vrem ceva mai bun, o țară mai bună. Înțeles, domn... Nu mai plece copiii în străinătate. Am copil în străinătate care a plecat de trai...
mai bun, să fie mai bine. Dar nu sunt cei de la PSD, doamnă, la putere? Păi de la PSD am ieșit la pensie. De la PSD am ieșit la pensie. Am venit pentru că am văzut atâta lume pentru puterile astea și îmi place foarte mult. Ce se întâmplă aici? Ați înțeles exact? Ziua aniversării cu votarea care este. Cu toți PSD-ii. Ce se întâmplă aici? Ce trebuie să facem astăzi aici? Nu pot să îmi dau seama, nu știu, pentru că nu am... Nu prea, și nici românește bine, ca să pot să văd. De unde ați venit dumneavoastră? Din Italia. Rezistăm, nu cedăm, 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 rezistăm, nu cedăm. Vreau să vă întreb de ce ați venit astăzi aici, ce v-a convins să veniți? Să stăm, pleacă de aici. Și că redactorez tot ceea ce sunt astăzi. Sunt PSD! O să vă deranjez, vă întreb de ce ați venit astăzi, aici ceva convins. Pentru Partidul Social Democrat. E cel mai bun partid. Ne-a dat pensii, ne-a dat salarii, ne-a dat toate. Ne-a dat agricultura. Ne ajută foarte bine. Du-te, bă, de aici. Făcut, spuneți lucruri multe. Deci agricultura ne-a ajutat. Ne-a ajutat cu agricultura, cu pensii, cu salarii, cu toate alocațiile la copii, cu toate alea, PSD! Ce vreți să... PSD! Suntem în Dâmbovă, suntem în Bolzana, din Tătășești. Am venit la Târgoviște. Am venit să ajutăm PSD-ul. Să mergem mai înainte! O luăm, spune și noi. Tricolorul României! PSD! Aveți un mesaj pentru PSD? Da! Să mergem înainte! Rovana plumb! Să fie sănătoasă, să ne dea bine... Să mergem înainte. Ce vreți să mai faceți aici asta? Să ținem cu bine cu ei. Să ținem, să ajutăm PSD-ul. Să susținem PSD-ul. Mulțumim, Fuza Română. Ce vreți să faceți aici astăzi? Uite, așteptăm. Ce așteptați, domn? Să plecăm să ne plimbăm mai departe. Cine e pe pancarda dumneavoastră acolo? Doamna Rovana Plumb. Cine este? Prim-ministru. Ce mesaj aveți pentru ea? Îi doresc multă sănătate, putere de muncă și să ajute România. Pentru PSD-ul. Ce vreți să faceți aici? Să votăm. Da. Unde ați venit? Nucet. Ce a făcut PSD bun? Tot. Școli, terenuri de farm, grădinițe, tot, asfalt, tot, mănăstire.